În perioada asta a stării de urgență, înțeleg că lucrările în comună nu s-au oprit. Nu, lucrările în comună nu s-au oprit, am continuat cu acele lucrări care au început de fapt de anul trecut. Cum ați văzut și dumneavoastră, că n-ați mai fost din multe Tămășeni, aproape că trotuarele și pistele de biciclete sunt spre final, să zic așa, mai avem de lucru. Deci se lucrează la această investiție, se lucrează încă și la școala Tămășeni. Trebuie să terminăm până în toamnă toată investiția care o știați dumneavoastră de reabilitare școlii, cu acele toalete și în interior și exterior. La Jdenem a rămas foarte puțin și acolo două sau trei săli de clase care le parchetăm, rămăsese sala de sport care va fi la fel modern făcută și frumoasă. Momentan cam astea sunt lucrările care le-am putut face. Cele care au fost începute chiar s-au lucrat tot anul. Cu mult drag. Să aveți o zi frumoasă!